Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Pentru prima dată, anul acesta, Ileana Sterp și-a sărbătorit ziua de naștere, lucru pe care nu obișnuiește să-l facă deoarece a și dezvăluit că nu-i place, preferând să facă mai degrabă cadouri decât să primească. Însă, tot atunci a dezvăluit cu lacrimi în ochi că pentru o lună ea și Carla vor fi singure, soțul său plecând în străinătate, îmi place super mult să cumpăr cadouri pentru alte persoane, să particip la zile onomastice, dar eu. Parcă nu-s pentru asta. Anul acesta ca niciodată i-am spus soțului eu vreau să-mi țin ziua, iar el a fost dezamăgit spunându-mi că nu o să fie prezent, dar mă încurajează să mi-o țin cu restul familiei. Pe lângă faptul că acum Ileana și Bebe se simt foarte bine având în vedere că în ultima perioadă a avut mici stări de greață și rău, Moș Nicolae a mai venit cu o surpriză pentru cele două și anume faptul că Daniela Loman s-a întors acasă după o lună de stat departe de familie. Ileana Sterp nu a ezitat să îi facă și o fotografie soțului său în timp ce o îmbrățișa și o alta în momentul când dormea alături de Carla. Ileana Sterp a fost tot timpul alături de fratele ei cel mare, Culiță Sterp, care trece prin momente delicate odată cu accidentul produs și mai mult. Fiica mamei Geta a recunoscut că și ea la rândul ei a avut parte de un accident când era însărcinată cu primul copil, Carla. Țin minte că plecasem să vin înapoi la Sebeș și mergeam pe drumul cu prioritate și... deodată de pe o străduță mi ieși în cale o mașină care nu s-a asigurat deloc. Erau două domnișoare în mașină și ne-am ciocnit. Pur și simplu mi-a tăiat calea. A fost urât, însă slavă Domnului că nu au fost victime, nu ne-am lovit, sperietura a fost destul de mare. Ce vreau să spun prin asta e că nu am făcut tam-tam, mă durea burta pentru că am dat cu ea de volan și domnișoară și-a cerut scuze, am încercat să o înțeleg, a precizat Ileana. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.